Am revenit în bucătăria, vorbește lumea între timp și vreau să vă zic că mă aștept ca din moment în moment următoarea noastră invitată de aici din bucătărie să-mi dea un mail de ăsta foarte corporatist, așa, în care să-mi scrie celebrul kind reminder, pentru că ținuta ei de astăzi inspiră o poziție de management undeva într-o companie multinațională. Bine ai revenit, Majda! Bună dimineața, așa zici? Arăți absolut impecabil. Mulțumesc! Dar mă simt ca într-o ședință, într-un birou, undeva unde trebuie să plănuim, nu știu, să facem o la strategie bancă, de marketing. Dau un credit, sau uite, sau, lucrez sau la bancă. Foarte bani. Îți vine foarte bine. Dar astăzi m-am îmbrăcat așa ca să fac o rețetă specială, să știi. Opa! Opa! Fac niște ficăței cu ciuperci și pentru asta o să avem nevoie de ficăței. Avem nevoie de pătrunjel, de ciuperci, undeva la 300 de grame de ciuperci am eu aici, un cubuleț de unt, ceapă, după cum vedeți, o toc, dar o să pun și ceapă verde și usturoi. Usturoi puteți să puneți 3-4 căței de usturoi. Și după cum bine se vede, am aici aluatul meu de pâine pe care l-am pregătit înainte ca să aibă timp să se dezvolte, să crească cam 60 de minute. Și am pus 1 kg de făină, 20 de grame de drojdie uscată, am ales eu de data aceasta, 250 de mililitri de apă călduță și 300 de mililitri de lapte călduț, cu 140 de grame de unt și 20-30 de mililitri de ulei. Frământ foarte bine și o las așa până când își dublează volumul, chiar triplează. O să o las foarte bine să dezvolte. Și aici am și piure, pentru că cei care nu preferă pâinea, atunci am zis să vin cu o alternativă, să fac un piure de cartofi. Să nu zici că nu te-am avertizat, da. Eu o să mănânc și pâine și piure, adică sper să nu te miri când o să serios? Vezi asta. Mănânci asta nicio la masă? Treabă. Aș mânca pâine și cu paste, dacă ar fi după mine. Eu nu mănânc pâine cu paste de rușine că mă vede lumea și nu dă bine, dar dacă ar fi după mine, nicio problemă. Fii liber, mănâncă ce-ți exact, place. Exact. Cu măsură, cu măsură, da. Dar acum... Dar mai și cântărește-te din când în când, cum ar veni. Bine, dăm drumul la treabă în bucătăria Vorbește Lumea aici, cu Majda. Care ne face ceva ce mie nu-mi place în general. Nici ție, nu? Adică... Nu mâncam când eram mică, dar știu că sunt eu mâncare sănătoasă. Sunt foarte sănătoasă și toată lumea exact. Îmi zice asta. Măi, mâncați ficăței, nu pot să mănânc. Nu, nu-mi place nu, gustul m-am gândit foarte la oamenii bun. De acasă, m-am gândit la prietenii noștri din platou și am zis, zic, cu siguranță lor o să le placă, este o mâncare sănătoasă. Mie personal nu-mi place. Aș face un poll pe Instagram să văd câți oameni adoră ficăței și câți... Că e hate it or love it, cumva. Da. Sunt unii care adoră, unii care îi urăsc. Nici nimic. Nu, eu nu pot. Arată foarte bine așa ca mâncare când și încep să-i gust. Miros foarte, bine, exact. Da, miros bine e așa, dar... Na. În ce punct suntem al rețetei? Mai lăsăm până o să scadă cumva, să se evapore alcoolul, pentru că eu am pus și vin în această rețetă. Mai exact, am avut nevoie de ficăței de pui, de 300 de grame de ciuperci, am ales să fac ficăței cu ciuperci, o ceapă albă și o ceapă verde, usturoi. Veniți în completare cu puțină apă în cazul în care ciupercile nu sunt suficient de suculente și nu lasă propriul suc. Așa, și veniți și cu 70 de mililitri de vin pe final ca să evapore. Aici fac piureul, exact, de cartof, normal. Și partea asta ce aici... sculptați, doamna Majda? Pâine, pentru că nu am cuțitul meu special ca să vin fin, așa, să fac un spic, ceva. M-am gândit să-i fac pe aici un model. Așa uite, faci acasă? Da, uite, împletesc tot timpul pâine. Nu tot timpul, dar de cele mai multe ori fac chifle, tot timpul o fac cu model, într-adevăr. Și pentru pâine ce ai folosit? E ceva, pâine? Un secret? De data asta am folosit unt, o să iasă mult mai fragedă, dar am rețetă și fără unt, am rețetă și cu drojdie uscată și cu drojdie umedă. În rețeta noastră de astăzi, pentru că o să vedeți rezultatul, am folosit 20 de grame de drojdie uscată, 250 de mililitri de lapte călduț, 300 de mililitri de apă călduță, am pus un ou, 140 de grame de unt, nu topit, să fie la temperatura camerei, okay. Și un kilogram de făină și asta este rezultatul. O să o mai las un pic la tospit. Abia aștept pâinea și piureu, știi cum? Abia le aștept. Hai că o să-ți fac ceva, o omletă totuși. Da, da. Dacă mai ai timp. Ne întoarcem imediat în bucătărie. Am revenit în direct la Vorbește Lumea și în viața mea nu am văzut așa piure frumos organizat și aranjat cum a reușit Majda să ne facă aici în farfurie. Deci așa o floricică de piure. Spuneți-mi voi, ați mai văzut vreodată așa ceva? Așa plating pentru piure? Păi cum ai reușit să faci forma asta frumoasă? Poș. L-ai pus într-un, greu, cum se numește? Poș. Poș? Uh-huh. Asta cu săculeț. Stai puțin că eu vreau să detaliez pentru oamenii uite, mei și tu aici, care aici. Se întreabă uite, ca și haide. Mine. Deci a pus piureu aici. Dar lasă farfuria pe masă. Și fac... Și faci model ce vrei tu. Asta este aici, așa, ceva de genul, da?
Bine, eu fac niște... Așa, și am decorat. Ce nu fac bine? Da, e foarte bine. Și uite, hai să mai învăț ceva, uite, o altă floricică. Nu e deloc bine, nu? Ba da, dar uite, poți să mai faci o floricică, uite, așa. Vezi? Aici, ca creativitatea este limitată, cerul este limitat. Așa. Așa. Bine, între timp, ce ne mai pregătești, Maja? Pâinea, care este la cuptor. Aici am pun ficăței. Îi mai las un pic pe foc, ca să mai scadă un pic, dar am zis să pun totuși, să termin o farfurie. Și cu pătrunjel tocat. Deci îi dai înainte, avem multă treabă. Îi dau înainte pentru că... Mamă, și pâinea aia cum arată, cum arată în cuptor, nu? Doamne, și ce bine a început să miroasă, abia aștept să scot. Vrei să scot un pic? Lasă, facem frumos toate la momentul lor, cum se zice, Majda. Da. O lăsăm să definitiveze rețeta în bucătăria Vorbește Lumea. Suntem în direct, am revenit la Vorbește Lumea, n-am mai rezistat, vă spun sincer, am venit în bucătărie pentru că miroase atât de bine și arată atât de bine. Majda arată foarte bine. Mulțumesc! Da, se ridică și mâncarea un pic la nivel. No? Hai să scoatem pâinea ca să vadă oamenii. Am terminat pâinea pentru că am scos să fac și pâine. Eu de asta n-am știut. Vezi? I-ai făcut și model? I-am făcut și model, da. Cât am stat, am făcut și un model. Am făcut piure. Așa. Pentru cine nu dorește să mănânce piureul, atunci am zis să vin cu variantă de pâine și ficăței cu ciuperci. Repet rețeta pentru cei care nu au notat-o. Piureul știți foarte bine, îl faceți din cartofi și puteți să veniți cu un pic mai mult unt ca să aibă o textură așa mult mai bună și mai cremoasă, mai cremoasă așa, exact, și cu smântână lichidă sau lapte, iar ficăței ciuperci, 300 de grame, 600 de grame de ficăței. Am pus ceapă verde și ceapă albă, usturoi. Îi ții undeva ficăței înainte? Îi pui lapte sau în ceva? Nu, n-am pus, dar să știi că am o rețetă în care poți să pui și smântână lichidă sau cu sos de roșii, depinde, dar trebuie să curățați foarte bine și după care îi lași, dar spre final să pui un pic de vin alb și să-l lasă să evaporă, pentru că sigur o să devină mult mai frage și mult mai bun. Și gustos. Da. Bun. Păi, ce să zic, eu mă apuc de mâncat. Mulțumim tare mult, Maja. Drag. Așa?